Centrul Europe Direct Argeș din incinta Bibliotecii Județene din Nicu Golescu vă invită să admirați până pe 21 aprilie expoziția Tradiții și obiceiuri românești la granița dintre unitate și diversitate. A fost realizată de către Centrul Europe Direct Argeș în perioada 17-21 aprilie pentru a sărbători venirea sărbătorilor pascale, pentru a promova valorile și obiceiurile românești. Lucrările sunt venite de la elevii școlii numărul 9, structură școala numărul 6. Sunt elevii clasei 1-a, care alături de îndrumătorilor au venit și au adus obiecte realizate manual, felicitări, precum și desene. Tot la Biblioteca Județeană și tot până la sfârșitul acestei săptămâni mai puteți găsi lucrările micuților de la grădinița cu program prelungit numărul 4 din Pitești, o suită de felicitări adunate în cadrul expoziției Lumina Învierii în culoare. Sunt preșcolar de la GPP numărul 4, coordonat de doamna directoare Butac Laurența. Toți preșcolarii Căminului și cadrele didactice care îi coordonează de asemenea.